Asociația Interculturală Bucovina a aniversat în această săptămână 2 ani de la fondare. Asociația s-a format prin inițiativa 13 tineri și a reunit membrii ai grupurilor etnice conviețuitoare în Bucovina. Mai multe despre asociația constituită în urmă cu 2 ani ne va povesti președintele Manuela Silțăr. Intercult reprezintă un grup informal la început, acum 2 ani, când ne-am cunoscut în cadrul unui proiect Diversitatea face diferența. Acolo ne-am întâlnit mai mulți tineri, dintre care am rămas 13, în urma unui proiect pe care noi l-am implementat cu ajutorul celor de la București și DRI, Tineret pentru Interculturalitate. Ne-am format ca personalitate juridică în 2013 sub denumirea Asociația Intercult Bucovina. În această seară sărbătorim 2 ani de la înființarea acestui grup informal la început și personalitate juridică acum. Am avut 4 seri cu specific al minorității, ceea ce înseamnă intercult, minorități în rândul tinerilor, promovăm cultura și valoarea în Suceava. Una din serii am început pe 4 luni cu o seară de film, gazda a fost al Cioc Cultural, o expoziție de fotografii cu tema Suceava, un județ intercultural, fotografii făcute în cadrul proiectului Tineret pentru Interculturalitate, alături de școlile din Suceava și tinerii elevi. Cea de-a treia seară a fost un teatru de improvizații alături de profesorul Lucian Dragotă, alături de voluntarii noștri, un workshop în care ei au lucrat și au interacționat împreună. Găzuit tot de Talcioc Cultural, a durat 2 ore. În această seară sărbătorim poate cel mai important eveniment pe care și noi l-am învățat în cadrul proiectului, Biblioteca Vie. Biblioteca Vie este o bibliotecă asemenea unei biblioteci normale, doar că cărțile aici sunt oameni vii, cu povești de viață, cu gânduri, cu etnii diferite și ne-am intitulat în mare parte noi, Diversitatea face diferență. Așa cum ne-a povestit și președintele Silțăr, proiectul Biblioteca Vie funcționează ca o bibliotecă obișnuită, doar că cititorii vin și intră în dialog cu cărțile, care sunt oameni cu povești de viață fascinante. Cei din Asociația Interculturală Bucovina le-au propus celor 40 de tineri să cunoască personalități importante ale municipiului Suceava. Tinerii au putut interacționa cu 7 persoane care lasă o tușă puternică în istoria comunității sucevene. Despre cine este vorba? Puteți afla urmărind materialul următor. Spune că tinerii din ziua de astăzi nu mai citesc. Uite, astăzi este un exemplu viu că se poate, tocmai aplicând ideea de bibliotecă vie. Ce pot descoperi ei la mine, rămâne trebuie să intre pe ei. Eu rămâne doar să mă las descoperit și să aibă timp să mă răsfoiască. Nu cred că într-o singură întâlnire de 10 minute pot răsfoi. Dacă le atrag atenția că e bine să răsfoiești o carte, fie ea umană, fie ea tipărită, cred că este destul de important și cred că rămâne ceva. Dacă le-am convins în cele 20 de minute de când suntem împreună, cred că 20 sunt aproape, înseamnă că s-a realizat ceva. Ceva despre teatru, ceva despre muzică. Sunt actor de meserie și muzician pasionat. Fac și teatru și muzică. Acum nu știu, se spune că niciun actor nu poate fi ca un muzician, dar niciun muzician ca un actor. Acum rămâne de văzut. Sper să îi mulțumesc pe cei care vor sta de vorbă cu mine, cât de cât, poate unii dintre ei vor să facă una din aceste cariere și poate vor înțelege mai mult ce înseamnă teatru, ce înseamnă muzică, ce înseamnă actorie. Eu sunt convinsă că fiecare dintre noi are o poveste. Acum cititorii vor descoperi, stând de vorbă cu noi, dacă povestea e interesantă sau nu, depinde de fiecare în parte. Din punctul meu de vedere, participând la această întâlnire cu cititorii, eu vreau să transmit un mesaj și mesajul este acela că dacă pasiune nimic, dacă pasiune nu e, nimic nu e. Mă gândeam la de unde am plecat, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Cel puțin în ceea ce fac eu este nevoie de foarte multă pasiune, voi știți foarte bine. Salariile în presa suceveană nu sunt deloc încurajatoare, asta vorbeam și cu primii mei cititori, unul dintre ei vrea să îmbrățișeze jurnalismul, e una dintre variantele lui și l-am încurajat să o facă, dar dacă va fi posibil să rămână, de exemplu, în București și să aibă norocul să prindă un post într-o redacție importantă. Eu de acum 19 ani
Am învățat că trebuie foarte multă pasiune pentru a face jurnalism în Suceava. Am avut posibilitatea să fac jurnalism și la nivel național, dar diverse probleme. Una dintre ele, faptul că am rămas însărcinată la ultima propunere, m-au făcut să rămân aici și nu regret. Sunt împăcată cu ceea ce am făcut. Vreau să merg mai departe pe acest drum, altceva nu știu să fac, altceva nu vreau să fac. Aș încheia transmițând un al doilea mesaj. Și noi suntem oameni și noi avem dramele noastre și aș vrea să nu mai fim atât de aspru judecați, că am văzut așa în ultimul timp anumite reacții destul de dure ale să le spunem telespectatorilor în cazul meu. În primul rând, ce interesează, pentru că mă bucur să constat că și eu am fost ca ei cândva și că puneam întrebările cu aceeași aviditate de a primi răspunsurile pe care le aștepta. Revin eu la vârsta lor și asta mă bucură foarte mult. Ce pot descoperi? Nu știu, poate puțin din, să zicem, experiența mea de jurnalist, experiența de viață. Eu sunt deschis totuși să își dorească ei să întrebe și să afle ceea ce vor să afle. E greu să te deschizi în fața unor tineri? Greu nu este să le deschizi, greu e să le spui ce vor să știi sau să le spui ce crezi că i-ar interesa. Asta e mai greu, poate deschide, na, cel puțin din punctul meu de vedere nu e greu, numai greu mi se pare să le vorbesc despre ceva ce îi interesează cu adevărat. Eu leagă tineglu cum se vede acta din perspectiva unui tânăr. Un tânăr la început de drum, care pictează, care are și alte preocupări pe lângă, le arăt ce înseamnă să faci ceva din toată inima și să faci cu pasiune. Eu, în general, îi încurajez să aibă o pasiune, să facă ceva doar pentru ei, cum fac și eu. Asta o fac doar pentru sufletul meu și pentru mine. Care sunt curiozitățile cu care au venit la tine? Cum am început, cum am descoperit că îmi place să pictez, dacă pictez, unde, ce pictez. Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și tot ceea ce înseamnă această instituție publică. Eu zic că e mai mult decât o poveste, e o întreagă istorie, o istorie cu care o împărtășim pentru început cu 4 tineri, mult mai curioși decât i-aș fi crezut, care vor să răsfoiască mult mai multe pagini decât am eu sub haina asta scrobită, care acoperă această cărțulică. Sper să mă descurc, deși emoțiile sunt mari, așteptările lor sunt de asemenea foarte mari și sunt sigur că ei se așteaptă să descopere între aceste pagini subiecte interesante, de la Sherlock Holmes de Suceava până la alte cauze pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi. A fost cea mai interesantă sau cea mai provocatoare întrebare pe care ți-au pus-o? Cea mai interesantă provocare a fost a organizatorului evenimentului, care până în ultima clipă m-a cotat a fi neserios și nu s-a așteptat să vin, însă în momentul în care am ajuns, iată că au început să curgă și întrebările referitoare la carte. Prima întrebare, una la care nu mă așteptam, dar este vina mea că nu mă așteptam, aceea cu privire la ce trebuie să faci ca să devii polițist. În continuare îmbucurător că tineri și tineri de calitate, pentru că la astfel de evenimente cu siguranță participă doar tineri de calitate și realizatori TV de calitate și reporteri de calitate și invitați de calitate, excluzându-mă aici, bineînțeles, pe mine, nu vorbesc despre proprie persoană. M-au întrebat deci despre meseria de polițist și dacă astfel de tineri își doresc în continuare să devină polițiști, înseamnă că această instituție, această armă are un viitor cât se poate promițător.